actualitate, social, reportaje și interviuri, transmisiuni live, politic. Când vrei să știi, Călăraș Press. După cum știți, între 1 și 8 septembrie are loc târgul de toamnă, Bâlciu, cum îi zicem noi popular la Călăraș, pentru a participa la acest târg, trebuie să o să încep cu chestia asta ca să puteți să înțelegeți că trebuie să respectați anumite reguli și să aveți, ca să puteți participa, să aveți anumite documente, plătiți anumite taxe conform hotărârii de Consiliu Local. Eu o să încerc acum să vi le spun care sunt aceste obligații ale dumneavoastră, ce taxe sunt practicate la târg și după care dumneavoastră, cu documentele, cu cererile, am văzut că le-ați depus, o să mergeți aici la administrația pieței și o să achitați sumele aferente suprafețelor care vi se repartizează. După cum știți, terenul ăsta este s-a intrat cu cimitirul, a rămas parcul de distracție și alimentația publică în interior și primăria a găsit soluția prin blocarea străzii, prelungirea Dobrogei de la Rocadă până la spații verzi pe perioada de 1-8 septembrie. Practic după 30 o să blocheze strada până pe data de 9. Și tot ce înseamnă comerț industrial, jucării, haine, casnice, eu știu, obiecte de uz casnic și așa mai departe, o să primiți repartiție stradal. Tot ce înseamnă alimentație publică, unde avem acces la apă și curent, și aici mă refer la terase, gogoșerii, aparate de înghețată și așa mai departe, și tot ce ține de alimentație publică în incintă, în interiorul oborului. La fel, tot în interior o să fie și parcul de distracție. Din anii trecuți, știți, ele sunt locațiile sunt știute. O să mergem pe aceleași locații pentru cele două obiecte de activitate. Ce vreau să vă mai spun? O să încep cu taxele practicate prin hotărâre de Consiliu Local. S-a stabilit utilități, asta înseamnă apă și gunoi, 2 lei metru pătrat pe zi. Alimentarea cu energie electrică, unde sunt aparate de înghețată mari consumatoare și să face contorizare, o să ia după procesul verbal și consumul după contor, iar cei care vindeți comerț stradal, mă refer la industrial, jucării, obiecte de uz casnic, plătiți o taxă de 1 leu metru pătrat pe zi pentru becurile alea care le legați și eu știu ce mai folosiți, case de marcat și așa mai departe. Un lucru foarte important, ca să știm de la început, în alimentarea, branșarea la curent și debranșarea, plus intervenția pe timpul bâlciului, târgului, dacă intervine ceva, cade curentul, eu știu, un scurt ceva, inclusiv verificarea PRAM se face de o firmă autorizată, firma este cea din anii trecuți, contra unei taxe pe care o plătiți dumneavoastră la firma respectivă. Să revin la taxe, deci am spus utilități 2 lei metru pătrat pe zi, 1 leu curentul metru pătrat pe zi, la cei care nu sunt contorizați, chiria 2 lei metru pătrat pe zi. Deci afară, vă dau un exemplu, la 9 metri închiriați, înseamnă 360 de lei pe perioada bâlciului. Deci majoritatea aveți tendința, vreau mai mult, că nu mi-ajunge, nu știu ce. Gândiți-vă, pentru că 21 de metri înseamnă 600 și ceva de lei. Deci sunt sume mari, toate s-au scumpit, business-ul vi-l faceți dumneavoastră, dar aveți grijă, mai ales că plata o faceți astăzi. Cei care nu
achită, o să facem centralizarea, pierd locul, dacă n-au achitat astăzi, pierd locul de vânzare, să dă ulterior, zile următoare, să dă la altcineva. Legat de activitatea în Bâlci. Vedeți, la activitatea programul de activitate este între 8 dimineața și 24. De la ora 22, orice cum îi spune? Deci nu avem voie să mai folosim poluarea fonică. Da, sunt și eu puțin obosit. Deci poluarea fonică de la ora 22 este interzisă. Avem, după cum știți, în activitatea noastră suntem sprijiniți de poliția municipală, poliția locală, jandarmerie. Și vă rog să vă încadrați în regulamentul ăsta ca să nu vi se suspende activitatea, luați amendă și așa mai departe. Deci dacă respectăm regulile astea, o să ieșim cu bine și din Bâlciu ăsta. Dumneavoastră mulțumiți că ați mai făcut un ban. Noi că am organizat ceva frumos și util și pentru dumneavoastră și pentru cetățeni. De asemenea, vedeți, nu suntem în pandemie, dar o să solicităm la terase să aibă la intrare niște dispensere cu dezinfectant, pentru că unii doresc să se dezinfecteze pe mâini și așa mai departe. Vorbesc de consumatori. O să fie obligați terasele, cei cu terase, să aibă cubelă, găleată de metal pentru jar, făraș metalic și celelalte care se pun pe mese conform legii. Deci, repet, nu suntem în pandemie, nu știm ce va fi pe întâi, Doamne ferește, să nu ajungem la o fază de aia. Știți că anul trecut am lucrat la limită. Mă refer la... eram în pandemie și s-a lucrat foarte greu. O să încercăm și anul ăsta, că anul trecut, dacă a fost pandemie, intrarea s-a făcut pe poarta 1 pentru a evita aglomerația, ieșirea pe poarta 3. Începem. O întrebare, domnul Zică. Eu anul trecut n-am fost, am fost bolnav și locul meu s-a dat la altcineva. Deci loc, dumneavoastră n-aveți loc la Călăraș. Da, de 20 de ani. Dar vindem aici. N-are importanță. Deci n-aveți loc la... Am chitanțele. Da, ușor, ușor. Deci evitați cuvântul ăsta cu locul meu, că nu e. Locul e al primăriei și vi se repartizează un loc. Vi se repartizează un loc. Ne-am înțeles? Stați după noi acum și vi se dă și dumneavoastră un loc. O să începem cu... la locul meu unde erau. Deci vă rog frumos. Deci o să începem cu repartizarea afară, unde blocăm strada și asta. S-au făcut niște marcaje. Actualitate, social, reportaje și interviuri, transmisiuni live, politic. Când vrei să știi, Călăraș Press.